Bună tuturor! M-am oprit astăzi să vă spun o poveste scurtă despre un călugăr vietnamez, un mare maestru, supranumit Thai, pe numele lui de călugăr Thich Nhat Hanh, care a murit anul trecut în ianuarie, s-a născut în 1926 și care a fost un mare promotor al păcii. Dar din perspectiva aia extraordinară, că pacea interioară o creează pe cea exterioară. Un autor absolut prolific, cu o scritură simplă și profundă, dar poetică. Și ce vreau să vă arăt astăzi este cartea asta, care face o recapitulare a tezelor fundamentale ale budismului. Bine, dacă spun asta, s-ar putea să sune sec. Însă, lucrul extraordinar pe care îl face și el și alți maestri budiști este că desprinde antrenamentul personal și dezvoltarea personală de religie. Și dacă ne uităm la budism ca un sistem moral-etic și de evoluție personală mai degrabă decât ca la o religie, ajungem la un fel de metodologie foarte interesantă care este bazată pe înțelegere profundă a minții omenești și pe o metodă de psihologie comportamentală, dacă ar fi să ne uităm la ceea ce se practică în zilele de astăzi, pe care am regăsit-o într-un curs de psihologie evoluționistă de la Harvard, pe care am avut onoarea să-l pot urma, și care te învață niște lucruri fundamentale. Există câteva teme importante pe care Thai le adresează în tot ceea ce scrie. Una din ele este, firește, pacea. Și de multe ori vorbește despre pace așezată pe o practică simplă de mindfulness, adică de atenție conștientă la momentul prezent, cu o ancoră foarte puternică în respirație. În cărțile lui o să găsiți foarte multe exerciții de respirație care să vă ajute să vă centrați, să vă liniștiți, să eliberați lucruri, să zâmbiți și să vă bucurați de minunea momentului prezent. Și el spune că vindecarea presupune trei lucruri. Primul este să mă opresc, al doilea să mă liniștesc și al treilea să mă odihnesc. Și apropo de boala fundamentală a zilelor de astăzi, care este stresul, el ne încurajează să identificăm problema, să o recunoaștem, să ne automotivăm și astfel să putem să ajungem la rezultate. În materie de ce cuprinde cartea asta, cuprinde lucruri care sunt legate de tehnica de antrenament budist, care este numită calea în 8 spițe. Sunt 8 comportamente fundamentale care ne ajută să fim mai buni. Este vorba despre cum gândim, cum vorbim, cum vedem lucrurile, cum înțelegem ceea ce ni se întâmplă, cum alegem să facem anumite lucruri în detrimentul altora, cum medităm, cum contemplăm și care sunt porțile trezirii și evoluției personale. Și când spun trezire, nu mă refer neapărat la o trezire în sens spiritual, ci mai degrabă la o înțelegere a capacităților, a puterilor pe care le avem și care sunt bazate pe niște lucruri simple. M-a frapat în cartea asta reformularea principiilor de trai budiste. Ei n-au 10 porunci ca noi, au 5. Dar le-a reformulat într-un fel pozitiv. În loc de să nu ucizi, spune, de exemplu, să protejezi viața. În loc de să nu furi, spune să nu
să fii generos, în loc de să nu înșeli, în sensul de să nu iei nevasta aproape lui, cum zice la noi, el vorbește despre proteja victimele abuzurilor sexuale. Și așa mai departe, e foarte interesant cum răsucește într-o formă pozitivă toată învățătura și în loc de interdicții avem niște îndemnuri care funcționează foarte bine ca niște motivatori foarte puternici. De altfel, tot ceea ce scrie el este străpuns, pătruns, infuzat de această pace profund luminoasă și pozitivă care seamănă cu definiția budistă a naturii minții. Profund, clară și luminoasă. Vorbește Tai despre elemente de bază ale doctrinei budiste în carte. Vorbește despre pecețile Dharma. Dharma e calea prin care te perfecționezi. Și spune că există 3 peceți sau sigilii care să-ți permită să mergi mai departe. Prima e să înțelegi cauzalitatea. Și mână-mână cu cauzalitatea este această impermanență despre care îi vorbesc foarte mult. Nimic nu rezistă, totul trece, totul se schimbă. Un fenomen îl produce pe altul, nimic nu este legat de sine însuși, ci de el însuși. Și atunci se duce mai departe și vorbește despre inexistența unui sine separat. Iar în budism vedem un demers extraordinar al identificării acestui sine, o vânătoare de sine în urma căreia ajung la concluzia că nu ai unde să-l găsești, că nu este undeva, că nu poți să pui mâna pe el. Poate părea o teorie controversată, dar dacă ne uităm la ea cu atenție și fără prejudecăți, s-ar putea să găsim niște lucruri interesante acolo. Vorbește despre nirvana, dar nu în sensul unui spațiu de extaz neapărat, ci despre ea ca o stare în care noțiunile dispar și care este temelia acestui fenomen de trezire. Vorbește despre structura minții și despre un lucru care este extrem de important să înțelegem, că există niște capacități care ne pot permite să ne manifestăm puterea. Și cu asta aș vrea să închei această scurtă intervenție. Cu inventarul acestor 5 capacități și 5 puteri. El spune că aceste 5 capacități sunt credința, sârguința, atenția conștientă, concentrarea și înțelegerea profundă. Ele reprezintă ca un fel de centre radiante de energie. Iar dacă ne uităm la puteri, vedem această energie în acțiune și căpătăm încrederea și atitudinea pozitivă, practică asupra vieții. Bucuria, tot un element de practică. Meditația, care are mare legătură cu atenția conștientă. O capacitate de concentrare și de focus. Deci acțiunea de a ne concentra duce la mai multă concentrare. Și, în fine, dar nu în cele din urmă, privirea aceea profundă pe care o regăsim în termenul sanscrit de prajna paramita, perfecțiunea înțelepciunii. Aici facem legătură cu cele 6 paramitas, cele 6 perfecțiuni despre care vorbește Shantideva, povești de acum peste 1000 de ani, dar despre asta o să vorbim în altă poveste scurtă. Aș vrea să vă las cu ideea că ceea ce facem plantează în fiecare secundă o sămânță și aceste semințe pot fi cultivate și conștient, astfel încât să creștem pom fructiferi și nu ciulini la noi în grădină,
Să ne aducem aminte că, apropo de semințe, funcționează și aici teoria cui pe cui se scoate și că putem să scoatem o sămânță rea plantând o sămânță bună. Deci o atitudine rea și fructele ei se pot îndepărta folosind o atitudine bună și, în cele din urmă, și cel mai important, toate astea presupun o formă de atenție conștientă sau mindfulness, o altă obsesie a lui Tai, despre care vorbește în toate cărțile lui și care acum este super glorificată în civilizația occidentală. Probabil că este începutul vindecării noastre, astfel încât să ieșim din goana asta continuă care reprezintă viața de fiecare zi. Vă invit să citiți cartea. Repet, se numește Esența învățăturilor lui Buddha. Este publicată de editura Herald, proaspăt ieșită din tipar. Și să vedeți dacă găsiți ceva care să vă ajute să vă îmbunătățiți viața acolo. Până când faceți rost de ea, numai bine!